Dragilor, ne aflăm astăzi la Iași, unde iarăși au venit foarte, foarte multe autocare cu pelerini, pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva. Ambele părțele ale râului Baclui din Iași sunt pline de autocare, de autobuze și pe parte și pe cealaltă. Deci ambele artere aici sunt pline, de la Podul Roș până la Podul de Piatră, practic între două cartiere mari ale orașului Iași este plin de autocare cu pelerini. În fiecare an este așa, dar parcă acest an sunt chiar mai multe. Priviți, nu știu dacă puteți cuprinde până la capătul orașului, până dincolo, până la Podul de Piatră. Foarte, foarte, foarte multe autocare. Am văzut multe plăcuțe de voluntari din jurul Bucureștiului. Cred că sunt zeci de autocare, de autobuze, de microbuze. Deci va fi și în acest an foarte, foarte aglomerat la acest pelerinaj.